Cu ocazia Zilei Armatei Române, Ministerul Apărării Naționale a dat startul manifestărilor dedicate acestei sărbători. Ștafeta veteranilor este una dintre acțiunile organizate în acest sens. Voluntarii Invictus din întreaga țară vor alerga pe trei trasee ale ștafetei, respectiv albastru, galben și roșu, de la Mărășești, Făgăraș și Chișinău până la Carei, unde este destinația finală. Evenimentul a fost marcat astăzi la Slatina, unde a avut loc predarea, primirea ștafetei veteranilor. Domnule colonel, predau simbolul ștafetei veteranilor, ediția 8-a, tronsonul Alexandria Slatina, traseul albastru, cu scopul de a ajunge pe data de 25 octombrie la Carei. Mulțumesc! Pentru a marca momentul, pentru a vă mulțumi pentru ceea ce faceți. V-am luat temperatura punctului. Da, în regulă, mulțumesc! Vă sprijinim în activitatea dumneavoastră și chiar este un mesaj pe care îl transmiteți, care ar trebui urmat de mai mulți cetățeni ai noștri în a comemora eroii neamului românesc care s-au sacrificat pentru a fi noi astăzi în libertate. Felicitări și urăm și colegilor un drum în siguranță către Craiova. Cei peste 500 de voluntari vor alerga 3.800 de kilometri prin județele țării cu destinația finală Carei, unde vor ajunge pe 25 octombrie, chiar de ziua Armatei Române. Pentru mine, ca și pentru toți cetățenii, sunt convins, reprezintă o acțiune de comemorare a eroilor noștri care au căzut pe câmpurile de luptă pentru a lupta pentru libertatea noastră, pentru statul român, un stat independent și unitar, pentru a trăi în Uniunea Europeană astăzi și a ne bucura de drepturile și libertățile cetățenești. Ștafeta veteranilor este un eveniment care se desfășoară anual, este la 8-a ediție și integrează eforturile a peste 500 de voluntari care parcurg o distanță de 3.800 de kilometri în alergare și pe bicicletă pentru promovarea valorilor naționale și de asemenea pentru acordarea respectului față de veterani și eroi neamului românesc. Pe 25 octombrie, când ștafeta veteranilor va ajunge la Carei, evenimentul va fi marcat și la Slatina. Autoritățile spun că va fi organizat un ceremonial militar religios.